Planul pentru relansarea economiei după pandemie este departe de a se fi terminat. Liderii coaliției de guvernare nu se pun de acord deocamdată în privința împărțirii banilor europeni, deși au stat în ședințe până azi noapte târziu. Tocmai din acest motiv, PSD a blocat ratificarea de către România a deciziei Uniunii Europene prin care se stabilește contribuția țării noastre la bugetul Uniunii. Socialdemocrații și-au condiționat votul de dezbatere în Parlament a planului de reziliență, lucru refuzat până acum de guvern. Gabriela Mihai urmărește subiectul, ni se alătură cu mai multe detalii. Bună dimineața, Gabriela, ce date ai? Am găsit ieri liderii coaliției de guvernare împreună cu mai mulți miniștri din cabinetul Câțu au stat de vorbă în ședințe îndelungate despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Ieri seară președintele României Klaus Iohannis l-a chemat la Palatul Cotroceni pe Ludovic Orban, liderul Partidului Național Liberal, tocmai pentru a discuta despre acest Plan Național de Redresare și Reziliență și despre modul în care se vor împărți banii. De altfel, în această discuție la care a fost convocat Ludovic Orban, președintele României Klaus Iohannis a atins și subiectul discuțiilor care au loc în coaliția de guvernare. În aceste momente există mai multe neînțelegeri despre modul în care se vor împărți banii europeni. Vorbim despre 29,2 miliarde de euro pe care țara noastră ar trebui să îi primească prin acest program de redresare și reziliență. Iar în aceste momente, conform ultimelor informații, se pare că cei din coaliția de guvernare au căzut de acord pe modul în care se vor împărți banii, astfel că aproximativ 3 miliarde de euro vor ajunge la educație, 4,5 miliarde de euro vor fi folosiți pentru autostrăzi, infrastructură. De asemenea, pentru mediu sunt alocați 4 miliarde de euro, în timp ce pentru administrațiile locale vor fi împărțiți 3 miliarde de euro aproximativ, așadar bani care vor ajunge la primării. Important de menționat este că acest Plan Național de Redresare și Reziliență trebuie să fie gata până la finalul lunii aprilie, atunci când de altfel trebuie să fie și trimis la Bruxelles.